Bun găsit și Hristos a înviat, doamnelor, domnilor, în aceste zile de sărbătoare. Invitat este chiar rectorul Universității Politehnica Timișoara, domnul Florin Drăgan. Îi mulțumesc tare mult că a acceptat invitația noastră. Domnule rector, bine ați revenit după mult timp în emisiune și a rămas o problemă în suspensie încă de la finalul lunii februarie. Dumneavoastră ați organizat apoi o conferință de presă. Problema infrastructurii sportive a Timișoarei, în care ați pus foarte apăsat punctul pe I. Și vă rog să dezvoltăm această problemă, iată, atât de stringentă. Da, în primul rând, adevărat, am înviat. Acum, problema legată de infrastructura Timișoarei nu e din ultimul an sau din ultima jumătate. Așa cum am spus și la acea conferință de presă, e o problemă de probabil 30 de ani, să spunem, în care au fost tot felul de proiecte sau de promisiuni care nu prea s-au adeverit. E vorba și de stadion, e vorba și de sală polivalentă mai mare. N-a fost o înțelegere, a lipsit o formă de înțelegere, să spunem așa, pe plan politic în principal, de care s-a profitat, în sensul în care de ce să alocăm niște bani în momentul în care cei de acolo nu se înțeleg. Adică putem să o vedem și așa. Acum, noi am mai avut ca oraș și anumite opțiuni care păreau cumva antisistem de-a lungul timpului. Mă refer la un anumit partid care n-a mai prea prins puterea la București și atunci, mă rog, alocarea de fonduri n-a fost cea mai bună pentru Timișoara. Acum sunt și alte probleme, avem și problema cu Coltermul în oraș, există și alte probleme care țin de infrastructură și cumva resursele financiare se duc mai repede, poate, înspre acele probleme care sunt curente, unele dintre ele. Da, noi am spus că am vrea să facem o întâlnire împreună cu factorii care pot să iau o decizie. Am avut întâlniri separate în această primă fază, dar care la acest moment nu pot să rezolve probleme decât foarte ușor. Am avut o discuție cu atât cu Consiliul Județean cât și cu primăria. Pe partea de Consiliul Județean, în formatul de acum, mi s-a acceptat până la urmă să putem juca pe Păltinișanu, să ne antrenăm în primul rând, să putem juca pe Păltinișanu, dar fără public. Există un material, recomandare care limitează numărul persoanelor, dar trebuie să aibă să fie făcute și un anumit număr de lucrări. Și cumva, având în vedere că cel puțin din ce știu stadionul va fi demolat, se spune că în toamnă, există o logică, așa ca inginer pot să înțeleg, în care nu mai investești în ceva care se va demola și din cauza aceasta, final de sezon, facem tot pe știință. Acum, pe știință avem noroc puțin acum în retur că nu s-a finalizat licitația pe care Politehnica a pornit-o anul trecut și pentru că știința putea să fie deja în lucru pe partea aceea de tribună pe care dorim noi ca un campus să se întregească un campus verde și smart al Politehnicii. Și, în schimb, problema s-a putut să apară undeva în toamnă. Cu primăria s-a discutat despre electrica în special, au venit și reprezentanții federației, să vedem ce se poate face acolo într-un timp relativ scurt, despre ce investiție vorba. Nu s-au tras concluziile, din câte știu, nu sunt, nefiind vorba de infrastructura Universității Politehnica, nu am mai participat la ultimele discuții, dacă au fost implicat acolo clubul, drucheria, cumva în discuții direct cu domnul primar, noi am discutat, eu cu domnul primar am avut o discuție în prealabil, în care, mă rog, mi s-a spus că se fac efortul, dar depinde foarte mult iarăși de ce resurse financiare vor fi nevoie să fie implicate. E vorba de posibilă construcția unei tribune, să putem funcționa acolo o perioadă de timp. Pentru că stadionul Păltinișanu, eu sper să fie demolat în toamnă. Dacă nu va fi demolat, se mai lungește totul, dar și dacă va fi demolat, oricum va dura probabil minim 5 ani. Atunci, minim 5 ani, jucăm pe unde putem. Fără știința, dacă și știința intră în construcția tribunei, nu prea avem opțiuni multe. CFR-ul nu mai e opțiune, nici CFR-ul, care putea fi la un moment dat o opțiune.
Era, nu mai știu dacă e spital de campanie. Da, acolo, deci acolo am zis s-a și betonat, că la un moment dat și eu am pus problema, dar n-am putea amenaja puțin CFR-ul, că se putea discuta, avem ministrul transportului din Timișoara, deci mai că din momentul în care s-au betonat aleile, cred că sunt lucrurile mai complicate de făcut și acolo și nu cred că se pot face de pe azi pe mâine. E situație neplăcută, până la urmă, pentru că dacă îți propui să promovezi, la un moment dat nu prea unde să joci. Prima ligă o să joci la, nu știu, Sibiu, la Severin, că la Arad nu putem. La Arad nu putem. La Arad, în localitatea dumneavoastră natală nu putem. Da, așadar, e simplu și am înțeles, ne-ați explicat foarte clar, despre Dan Păltinișanu putem să uităm opțiunea. Noi o să mai avem o discuție în toamnă. Dacă avem mai multe informații, în sensul că nu se demolează și știm asta că mai durează un an, doi, atunci cred că eu o să repun pe tapet ideea de a fi făcut, adică în toamnă, nu neapărat în toamnă, undeva poate în vară, de a fi făcut în vară spre toamnă, de a fi făcut acele lucrări care nu sunt foarte complicate. Am putea juca ziua ca să nu mai avem probleme cu instalația cu nocturnă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar, deci pot să repun pe tapet discuția. Mă rog, nu știu cât succes vom avea. Mai eu sunt adeptul discuțiilor întotdeauna cu factorii din politică. Nu pot să spun că am întâlnit oameni rău intenționați. Că și pe Păltinișanu noi am jucat cu toate că au fost probleme. Se spunea în urmă cu 2 ani de zile că se va demola și stadionul era cum era. Adică fusese lăsat un pic în paragină înainte de a fi alegerile sau, mă rog, perioada dinainte. Și adică unele lucruri s-au putut întâmpla. Deci cumva încercăm să construim cu toți factorii politici. Da. Să spunem că stadionul Știința se reia licitația din cauza, spun asta pentru telespectatorii care nu sunt la curent, din cauza creșterii prețului la materialele de construcție, trebuie făcută o nouă licitație și de aceea. Așadar, există perspectiva foarte clară de a juca din toamnă pe Electrica, acolo unde joacă acasă deja de mai mulți ani și Ripensia, de a împărți amândouă acel stadion care are o suprafață de joc deloc grozavă, dar cu siguranță că se vor aduce îmbunătățiri în cazul în care ne vom muta acolo. Îmi permit să vorbesc la plural, simțindu-mă parte a Clubului Politehnica. Domnule rector, despre sala polivalentă, care este într-un stadiu tot mai avansat, bănuiesc, și din ce am văzut. Da, acum e o relație mai complicată puțin și cu constructorul. De acolo sunt tot felul de solicitări. Noi trebuie să verificăm, să vedem pe care le putem onora. Totuși, cu toate acestea, cu toate că e un proiect dificil, având în vedere durata lui și având în vedere că până la urmă a fost dat jos acoperișul și e repus la loc, am reușit să avansăm cu lucrurile și să sperăm, nu pot să vă dau o dată certă, sau că suntem în România și din cauza creșterii, și din cauza faptului că suntem în România și știm cum funcționează lucrurile, aici și pe partea de stat, câteodată avem anumite limitări, dar și din cauza faptului că avem aceste evoluții economice puțin ciudate, cu partea de război din Ucraina, cu ce a fost cu partea de pandemie, au crescut prețurile la materiale, așa cum a spus și în cazul stadionului, și atunci, mă rog, avem tot felul de probleme, dar noi am reușit până acum să reconstruim, să repornim proiectul, care la un moment dat părea cu probleme mari de tot. Totuși sunt mulți ani și eu zic că suntem pe drumul cel bun. Vom vedea dacă putem finaliza proiectul cu firma cu care lucrăm sau va trebui să continuăm. Dar în momentul în care se finalizează acoperișul, suntem mai liniștiți. Adică eu aveam o temere la un moment dat că proiectul poate fi ratat integral. Păi dacă erai cu sala descoperită, nu reușeai să găsești o soluție, aveai o anumită problemă. Ceea ce nu era deloc bine. Anul ăsta nu se va putea finaliza proiectul, dar noi încercăm, nu vreau să mai avansez termene, încercăm să avem, pentru că ar fi o sală binevenită pentru Timișoara. Adică, din nou am asigurat partea de infrastructură sportivă, așa cum asigurăm cu atletismul, cu bazinul de not, cu tot ce poate Politehnica, și ar fi din nou un suport pentru o întreg oraș, pentru întreaga comunitate. Deci,
proiect greu. Proiect greu, mai ales cu acele schimbări care au apărut pe parcurs. Toată lumea a vrut să-l termine foarte rapid. De aici s-au făcut și anumite erori. Da. Dar, cumva bine intenționată, cel puțin din punctul meu de vedere, lumea. Toată lumea a vrut să termine în 2 ani, în 3 ani și ne-am dus. Și ne-am tot dus. Da. Eu nu-mi propun, de aia nu mai propun neapărat un termen anume, dar nu, asta nu înseamnă că nu urmărim proiectul cu atenție. Încercăm să ducem cât mai repede să-l finalizăm. Dar, mă rog, avem și niște limite date de anumiți indicatori ai proiectului. Suntem cumva foarte atenți pe ce se întâmplă acolo și da. Încercăm să finalizăm. Da. Pe lângă Universitatea Politehnică ar trebui ca orașul Timișoara să contribuie și el. Să nu lase totul pe umerii UPT-ului în privința infrastructurii sportive. Cum ați spus foarte bine, atleții, ați spus în precedentele emisiuni sau la conferințele unde ați participat, în pandemie atleții s-au antrenat doar pe știință, atleții din toată Timișoara, notătorii doar la bazinul politehnic și așa mai departe. Bun, acum, eu vreau să fiu foarte clar. Nu pot să deconteze niciun om politic într-un an jumătate. Nu, doamne ferește, într-un an jumătate mă refer la orice partid. Tot ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani. Da, noi avem ceea ce e bine și cred că acest lucru s-a văzut, suntem într-un dialog constant, încercând să vedem ce poate face administrativul, să spunem așa. Dar implicarea, așa cum a spus, rămâne tot la politehnicii principală, pentru că investiția, chiar dacă e împreună cu primăria, cam rămânem noi pe ea. Deci ultimele investiții, tot ce înseamnă construcție, ne-am ocupat noi, politehnic. Și vom și discuta la un moment dat, să vedem ce măsură sara să revină a universității la final, că nu mai se respectă acea împărțire care a discutat la un moment dat, dar va fi o discuție constructivă, să vedem care este soluția cea mai bună. Noi am putea să facem asta. Dar, mă rog, am avea și o sală polivalentă care tot orașului va folosi. Să trecem, domnule rector, la partea sportivă, efectivă, să zic așa. Din păcate, echipa noastră de fotbal a avut un sezon ratat. Mă rog, parțial ratat, deși faptul că vom fi la barajul de menținere, nu este. Să precizăm că această emisiune a fost realizată cu câteva zile înainte de Paște, așa că la ora la care dumneavoastră ne priviți, ar putea să fim matematic la acest baraj, în condițiile în care Politehnica Iași va fi învins, așa cum toată lumea se așteaptă, pe Dunărea Călărași, o echipă cu juniore, care în mod normal nu putea să pună probleme ieșenilor. Cum priviți acest lucru în condițiile în care, iată, din vară s-a mers pe un drum nou al societății pe acțiuni, un drum menit clar să aducă un plus pentru că se intrase într-o letargie deja de câțiva ani în Liga a doua și mai ales și financiar. Da, acum, cumva, proiectul legat de societatea sportivă pe acțiuni a pornit cu puțin timp înainte și din vară-toamnă, spre toamnă mai mult, a demarat mai serios. Am avut și acea conferință de presă. Din păcate, sezonul nu a putut fi pregătit în ideea acelui proiect. Că nu reușisem încă să îi dăm drumul ca să avem o anumită sumă de bani, să știm, să facem un plan foarte, foarte clar. Și atunci, el a început prost din punctul nostru de vedere. Am avut și o programare foarte proastă, sau, mă rog, asta, bun, nu dau vina pe programarea meciurilor, dar echipa s-a înghebat, să zicem așa, cu vreo 10 zile înainte de a începe campionatul, cu un antrenor adus destul de rapid, asta e, nu au fost multe opțiuni. Mă iertați, și cu unii jucători veniți chiar după începerea campionatului. Noi am așteptat, deci, onest, am avut o discuție chiar eu, cu toate că nu era rolul meu, dar m-am avut și eu o discuție cu Dan Alexa și am putut să se decidă. El a tocmai ca să fie în regulă și pentru suporteri, să fie o relație în regulă. Poate că a fost o greșeală și trebuia să hotărâm acest lucru mai repede ca să putem să demarăm nou sezon puțin mai repede, dar fiind și acea aglomerare de factori de la echipă cu societatea care era atunci pe cale de înființare, cu fondurile pe care nu știai de ce fonduri beneficiez, a fost sezonul care a stat cel mai bine financiar față de ultimele, să zicem, 5 sezoane, dar cu statele cele mai slabe. Ceea ce e cumva paradoxal. La început a fost prost și
Am reușit totuși, aparent am reușit să ne redresăm în toamnă, în final spre iarnă. Cele meciuri bune, chiar și meciurile din Cupa României, cu eliminarea Rapidului, cu un meci foarte bun cu FC Argeș, care na, ne putea duce în semifinale. Victorie cu CSEA Steaua, da, adică victorie niște, la Brașov. Niște meciuri bune. Acum, din păcate, aparent meciul ăla cu Petrolul ne-a bulversat. Bun, nu e o explicație. Adică eu nu merg pe principiul ăsta cum meci te bulversează. A fost programarea asta cu Petrolul, chiar dacă n-am jucat rău jumătate de oră, s-a stins nocturna, a fost 0-3. E un pas. După aceea la Chiajna 0-0 foarte la bine. La Chiajna, chiar dacă, na, mă rog, dominat puțin de ei, dar totuși era echipă din primele 5, un meci bunicel. Avem un meci cu Hermastad. Aici un adversar și Peștiința, greu, da. Un adversar mai greu. După aceea se întâmplă... Călărașul nu se pune ca o victorie fără... Nu se fără pune Călărașul. Da. Sau... Dar a venit meciul ciudat, prost de la... Miercuriaciu. N-am jucat nimic. Meciul de acasă, iarăși, altă... Cu Schellenberg. Bun, o echipă care nu era chiar simplă. Nu, o echipă cu jucători cu experiență, fost în Liga 1, da. Sigur. Da. Trebuie să ne adunăm, din punctul meu de vedere, există o încredere în antrenor, e un antrenor care poți discuta, explică ce face, dar, bineînțeles, trebuie să vedem și rezultate. S-ar putea că, până la urmă, prezența la acest baraj să... Nu știu, sper să mai fie acel baraj, adică nu sper să mai fie, nu mă pronunț dacă o să fie sau nu, dar am înțeles că da, s-ar putea metan, să dispară unele echipe și atunci nu știu dacă mai are rost de baraj. Eventual acel clinceniu baraj. Se vor da. Desfința. Atunci dacă, nu știu pentru ce mai jucăm la baraj, că numai pentru clasificare, dar nu prea văd. Da, mă rog, deci e paradoxal, o anumită liniște financiară nu ne-a dus rezultate. Adică explicația avem. Din păcate, partea aceasta cu pandemia și cu războiul și, mă rog, ce avem acum, nu ne-a lăsat să dezvoltăm atât de mult cât mi-aș fi dorit să dezvoltăm partea de societate sportivă pe acțiuni, în sensul că am lansat către drucheria, către cei apropiați echipei sau care au contribuit, am lansat și către oameni din Politehnică și s-au cumpărat și de către Politehnică acțiuni și acum ar trebui să lansăm către, mă rog, către Banat. Publicul larg. Așa, către publicul larg. Și sunt oameni, au fost întâlniri la care am și participat cu oameni de afaceri care sunt interesați să investească. Planurile noastre e să mergem la Cana Sebe și la Lugos, să acoperim ceea ce acoperă Poli Timișoara și acoperit atâta timp, că știm foarte bine câtă lume iubește fenomenul Politehnica Timișoara. Dar nu suntem foarte ajutați de ce se întâmplă în jur. Nici statele nu ne-au ajutat, pentru că, mă rog, în momentul în care te îndrezi spre baraj, e greu să vinzi, promovarea sezonului următor, acum. Asta unul la mână, doi la mână, nici infrastructura. În momentul în care se stinge nocturna și pierzi cu 0-3, doar mai ziceu, de unde să joci? Deci, sunt lucruri pe care nu ne-au ajutat. Dar eu sunt încrezător în continuare și știu ce înseamnă Poli Timișoara și sunt convins că proiectul e unul de succes, dincolo de acești factori sau de aceste impedimente. Eu tot am spus, dorința mea e ca rectorul Politehnicii să se ocupe mai puțin de fotbal. Pentru că nu am timp, sunt foarte multe proiecte pe care le are Politehnica. În continuare, datorită situației, sunt implicați acolo. Eu fiind oricum emoțional alături de echipă, dar am încercat să nu mai merg să am neapărat discuții cu jucătorii, pentru că asta e rolul oamenilor de fotbal, să facă, dar și oamenii din Consiliul de Administrație sunt foarte implicați, chiar sunt niște oameni deosebiți și cred că proiectul nu poate pierde cu astfel de oameni. Da. Dincolo de lucrurile care se întâmplă acolo, mai discuții, drucheria cu noi, vedem lucrurile diferit, referitor la oameni care vin la club, care, mă rog, sunt lucruri normale, în momentul în care e pasiune multă, sunt și discuții. Și normal, când lucrurile nu merg bine, lumea nu e fericită. Când lucrurile merg bine, lucrurile stau altfel. Da. Deci, e multă energie și eu cred că vreau să încheiem acest sezon odată și să-l gândim pe următorul puțin mai așezat. Da, pentru că timpul zboară, nu vom mai zăbovi asupra succeselor de la CSU Politehnica. Emil Dăncăneț, iarăși campion național în ultima perioadă la not, ba chiar pentru echipa României a obținut o medalie în echipă
cu celebrul deja David Popovici, echipa de volei fete care, iată, este la un pas de promovare în prima ligă. Trecem la subiectul ajutorului pe care universitatea pe care o conduceți l-a dat unor sportivi ucraineni. Mă refer la juniori de la futsal, care sunt cazați într-un cămin al UPT-ului și, de asemenea, în echipa națională de floretă senioare a Ucrainei, care s-a pregătit o vreme la Timișoara, cazată de asemenea la Casa Politehnicii numărul 2. Vă rog, două vorbe despre situația asta. Da, noi am anunțat din primul moment că oferim spații de cazare, vreo vorba de 120 de locuri, refugiaților. Chiar dacă Timișoara fiind mai departe, n-am avut afluxul de refugiați care a fost în zona Moldovei, dar am avut oameni care, în general, au folosit ca o stație, să spunem, în a pleca mai departe. M-a bucurat că am putut să ajutăm și sportivi care chiar s-au antrenat poate în bazele noastre sau pe terenurile noastre și cred că, din nou, acesta e rolul unei universități. Să asigure, mă rog, suport celor, dincolo de toate dezvoltare pe care trebuie să facă o universitate, să asigure și suport atunci când e nevoie diferitelor categorii, în cazul ăsta, defavorizate, să spunem. Și sperăm să stăm cât mai rapid, pentru că, din multe puncte de vedere, ceea ce se întâmplă acolo, așa cum am spus, ne încurcă puțin planurile. Și pe plan sportiv, pentru că dar și chiar în planul dezvoltării societale, să spun așa, pentru că e o anumită reținere în piață. Noi discutăm cu companiile, vrem să dezvoltăm, adică dezvoltăm tot felul de parteneriate, gândim mult mai amplu tot ceea ce se întâmplă. Dar și atunci există o teamă în piață, ce se întâmplă, cumva. Mă rog, noi încercăm să trecem peste, adică cu încrederea pe care o are Politehnica întotdeauna. Da, și încheiem cu un eveniment deosebit pe care, de asemenea, Universitatea Politehnică l-a organizat, Poly Bike Challenge, eveniment în urma căruia doi tineri sportivi de la CSU Politehnica, este vorba de Iulia Drăgoi de la atletism și de Cosmin Ardelean de la Pentathlon Modern, au primit niște burse, să zic așa. Vă rog frumos să ne spuneți. Da, a fost un eveniment, iarăși, pentru comunitate. Mi-a plăcut foarte mult implicarea tuturor. Chiar ieri am premiat și voluntarii, studenții noștri, de la acest eveniment și le-am promis că o să avem și alte evenimente, tot mai multe evenimente. A prins bine, cumva, că și după perioada aceasta mai grea din ultimii 2 ani, a fost un eveniment apreciat de toată comunitatea timișoara, au fost foarte mulți participanți, mai mulți decât de obicei la astfel de evenimente. Noi am dat și o tentă de caritate pentru cei doi sportivi care chiar mi-au părut niște persoane deosebite și care cred că s-au bucurat de acest sprijin. Oricum, Politehnica îi sprijină și prin ceea ce încercăm să îi ajutăm să câștige prin antrenamente, prin sprijinul pe care îl oferim, cazare și mai departe, de zi cu zi. Dar am vrut să beneficieze și de un sprijin suplimentar, pentru că sunt niște persoane deosebite care chiar merită acest lucru. Deci, m-a bucurat foarte mult. Eu, din păcate, n-am putut participa. Am fost plecat că era, după ce am stabilit datele și evenimentul în sine, s-a anunțat Consiliul Național Electoral și nu puteam lipsi. Dar au fost colegii mei, prorectorii, implicați atât în cursă, cât la deschidere, la premiere. Adică a fost implicată Politehnica și au fost mulți oameni din Politehnica, copiii care au venit și nu numai din Politehnica. Și evenimentul a fost unul foarte reușit și în ton cu ceea ce facem noi pentru comunitate. Domnule rector, vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Vă doresc mult succes și putere de muncă în toate aceste multe proiecte în care v-ați angrenat dumneavoastră și universitatea. Stimați telespectatori, vă doresc sănătate, să ne revedem cu bine, nu uitați, miercuri, istoria fotbalului și urmăriți-ne în fiecare zi la jurnalul Teleuniversitatea, pentru că avem zilnic știri sportive. Mulțumim frumos!